să se calculeze integrala definită, integrală de la minus 1 pe 2, imediat, de la minus 1 pe 2 la 1 pe 2, din signum de x ori sinus de πx pe 2 de x. Acum, atenție, unde signum reprezintă funcția semn, iată minunea aceasta, da? Observați că din funcția semn, signum de minus x este minus signum de x. De ce? Păi dacă numărul este negativ, minus x devine pozitiv. Deci minus 1 se transformă în 1, 1 se transformă în minus 1. 0 nu contează că e un singur număr, la integrală nu are nicio importanță. Prin urmare, dacă îl notez pe ăsta cu un f de x, iată ce am. F de minus x este signum de minus x ori sinus de minus px pe 2. Da? Dar signum de minus x este minus signum de x. Sinusul este funcția impară, mai scoate un minus, deci plus sinus de px pe 2, care observați este exact f de x. Prin urmare, rezultă că f este funcție pară. Puteam să-l facem și așa, să-l scoatem de la minus 1 pe 2 la 0 și de la 0 la 1 pe 2. Era același lucru, să știți. Dar din faptul că e pară, pot să, deja să jumătățesc intervalul, că ea este pe interval simetric față de origine. Și vine 2 de integral de la 0 la 1 pe 2 din cine? Din f de x, signum de x ori sinus de px pe 2. Da, pe intervalul de numere pozitive, signumul este 1, și atunci rămâne cât? Egal cu 2 integrală de la 0 la 1 pe 2 din sinus de px pe 2 de x. Cine derivate sinusul? Cosinusul, nu? Deci o să vină 2 cos de px pe 2. Cât e derivata? Minus sinus ori px pe 2 derivat ori pi pe 2. Deci punem supra pi pe 2 ca să ne iasă același lucru. Da? De la 0 la 1 pe 2. Și egal cu? Răsturnăm, deci vine minus 4 pe pi pe lângă. La 1 pe 2, cât dă? Cosinus de pi pe 4, iar la 0, minus cosinus de 0. Adică este minus 4 pe pi pe lângă. Cos de pi pe 4 e radical din 2 pe 2, minus cos de 0, minus 1. Aducem la același lucru, deci dă minus 4 pe lângă. Radical din 2 minus 2 pe 2 pi, mai ducem un 2, schimbăm și semnul de aici, vine 2 pe lângă 2 minus radical din 2 pe pi. Sau dacă desfaceți, 4 minus 2 radical din 2 pe pi. Ăsta este, uite, 4 minus 2 radical din 2 pe pi, ne-a sărit în ochi. Da? Răspuns corect de...